mai înțelept azi decât ieri. Învățând înțelepciunea din cartea Proverbele lui Solomon. Gânduri de sărbătoare vă aducem în episodul de astăzi, dragi ascultători. Proverbul ales vorbește despre gânduri și, natural, despre același lucru ne va vorbi și pastorul Marin Pintilie. Dar ce legătură are sărbătoarea întrupării cu gândul? Mai mare decât am crede. Proverbe, capitolul 3, versetele 29 la 31. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege niciuna din căile lui. Am auzit de multe ori spunându-se că eficient și constructiv e să înveți pe cineva ce să facă, nu ce să nu facă. Și astfel de comentarii se referă chiar și la teologia morală creștină, acuzată adesea că prea ar fi o înșiruire de interdicții, nu face asta, n-ai voie să faci asta, etc. Personal, consider că și aici, ca în multe alte cazuri, adevărul e undeva la mijloc. De altfel, divina înțelepciune umblă, potrivit spuselor ei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Proverbe 8:20. Cred că Biblia, în general, și Cartea Proverbelor, în special, ni se adresează în modul cel mai echilibrat, învățându-ne și ce să facem și ce să nu facem, asta pentru că s-ar putea ca, nefăcând un rău, să fac un mare bine, după cum, nefăcând un bine, să fac, până la urmă, un mare rău. Avem în textul de astăzi 4 de nu. Nu gândi rău, nu te certa fără pricină, nu pismui pe omul asupritor, nu alege nici una din căile lui. Dintre cele 4, 2 vizează trăirea noastră lăuntrică, nu gândi rău și nu pismui sau nu invidia. Celelalte 2 sunt exprimarea vizibilă a ceea ce suntem noi, fiecare în ascuns, în lăuntrul ființei noastre. Și, ca întotdeauna, Duhul Sfânt, Duhul Înțelepciunii, se ocupă cu prioritate de partea nevăzută a ființei noastre și, pentru că ne aflăm în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus, aș spune că actul întrupării este el însuși exprimarea vizibilă sau rodul concret al unui gând divin. Atunci când s-a comis primul păcat în grădina Edenului, în timpul rostirii sentinței, Dumnezeu a făcut prima referire sau prima promisiune cu privire la Mesia. Genesa 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ce vreau să spun e faptul că atunci când a spus că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, Dumnezeu nu a recurs la o soluție de moment. Acea primă rostire divină, acel prim cuvânt, primă promisiune cu privire la Mesia, era de fapt o primă și foarte limitată expresie a gândului sau a planului pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor. Efeseni 1:9-10. Conform versetului nostru, gândurile nasc cuvinte, gândurile rele dau naștere la ceartă, gândurile bune dau naștere la cuvinte împăciuitoare. Adresându-se unei generații ce trăia suferința sau drama pedepsei divine, o generație aflată în exilul babilonian, Dumnezeu își exprimă gândurile ce aveau să determine istoria de mai târziu a acestui popor, a poporului evreu, gânduri pe care el le-a comunicat și pe care profetul Eremia le redă astfel. Eremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
sau viitorul și nădejdea, în alte traduceri. Tot astfel, pentru o omenire pierdută, Dumnezeu a avut gânduri de pace, gânduri care aveau în vedere nu numai viitorul nostru, ci veșnicia noastră. Întruparea Domnului Iisus, nașterea Lui în Iesrea de la Betleem, este așadar expresia minunată a gândului divin exprimat veacuri de-a rândul în calde cuvinte profetice, cuvinte ce și-au găsit și își vor găsi împlinirea în persoana Mântuitorului nostru drag. Iar dacă Iisus este expresia plenară a gândului de pace îndreptat către omenire, gând născut în inima lui Dumnezeu, avem în contextul sărbătorii și personaje de tristă pomenire, spre exemplu Irod, care este expresia gândului rău, a gândului ucigaș, expresie atestată și de istoria laică și de istoria biblică. Nu gândi rău și nu te certa. Certa este exprimarea zgomotoasă a gândurilor rele. Despre Domnul Iisus scria profetul Isaia în cartea sa, Isaia 42:2, el nu va striga, nu își va ridica glasul și nu îl va face să se audă pe ulițe. El a vorbit mulțimilor cu glasul blând, a săvârșit minuni și semne cu o discreție neînțeleasă chiar de cei mai apropiați, i-a mustrat pe cărturari și farisei, nu cu un spirit de ceartă, ci cu dorința de a-i trezi și de a-i determina să se pocăiască de tot păcatul ascuns sub masca unor aparente și mult trâmbițate virtuți. Iisus s-a născut în lumea noastră nu pentru a schimba vreo orânduire, nu pentru a schimba un sistem, nu pentru a schimba un guvern sau vreun rege. Nu. El a venit să schimbe omul, iar schimbarea trebuie să înceapă de la nivelul gândurilor. 1 Petru 4:1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Efeseni 4:17-18. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața cu Dumnezeu. Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. 1 Corinteni 2:16, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Romani 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată doar câteva versete menite să ne convingă cât e de importantă schimbarea sau înnoirea minții. Așadar, sărbătoarea nașterii Mântuitorului e întruparea înțelepciunii care vrea cu orice preț să ne ia în stăpânire mintea, pentru a ne face să gândim bine. Proverbe 15:26, gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea pe la finele secolului IV, înțelepciunea unită cu răutatea nu mai e înțelepciune. Când vine înțelepciunea, răutatea trebuie să fugă. Dragi prieteni, acum, de sărbători, înainte să mâncăm bine, să bem sau să petrecem bine, vă propun să gândim bine, pentru ca totul în noi și în afara noastră să fie în armonie cu Dumnezeu, iar locul cel mai de cinste în mintea, în viața și în casa noastră să-l aibă înțelepciunea întrupată, adică Domnul Iisus.
Sărbătorim materializarea gândurilor bune ale lui Dumnezeu. Sărbătorim întruparea înțelepciunii. Și cum altfel am putea să sărbătorim mai frumos decât renunțând la gândurile rele și exprimându-le pe cele bune? Mi-a plăcut definiția dată de domnul Pintilie. Cearta este exprimarea zgomotoasă a gândurilor rele. Haideți să renunțăm la ele. Am putea spune, în schimb, că bucuria este exprimarea zgomotoasă a gândurilor bune. Dragi ascultători, sunt Alina Macarie, vă doresc și eu o sărbătoare înțeleaptă, plină de Hristos cel întrupat și plină de manifestarea gândurilor bune. Mai înțelept azi decât ieri. Învățând înțelepciunea din cartea Proverbele lui Solomon.